O bătrână din Vaslui a fost atacată de câinele din gospodărie pe care tocmai voia să îl hrănească. Femeia de 86 de ani avea un câine lup primit de la copii care să o apere de hoți. Doi vecini au auzit strigătele ei disperate și au sărit să o scoată din gura câinelui pe care l-au alungat cu bătele. Până a venit ambulanța la mai bine de o oră de la apel, bătrâna a pierdut mult sânge, arată publicația locală Vremea Nouă. Bătrâna Marița din Mânzați a fost în stare gravă și a ajuns la spitalul din Bârlad, unde a fost operată de medicii ortopezi și de chirurgii plastici ai spitalului. Marița avea răni foarte grave, iar vecinii au povestit că a fost efectiv în urma atacului câinelui periculos. i a fost efectiv amputat... Un sfert din brațul drept are multiple plăgi mușcate pe piciorul stâng și o fractură deschisă la brațul stâng. Chiar și cadrele medicale de pe ambulanța SAJ venită la caz și care au acordat primele îngrijiri s-au îngrozit. Nu am văzut așa ceva până acum, au exclamat acestea. Femeia în vârstă de 86 de ani a fost agresată de propriul câine în curte. Apelul a fost făcut de către un vecin care a auzit strigăte de ajutor. A fost trimisă o ambulanță, iar pacienta a fost găsită în stare gravă. Aceasta era conștientă și coerentă, dar cu dureri importante. A primit ajutor medical și a fost transportată la Spitalul Bărlad, a precizat medicul Dan Ungureanu, purtător de cuvânt al Sajvaslui. relatează știrile protv.ro.